Președintele Iuliu Mureșan consideră că această decizie nu este una tocmai corectă, pentru că portarul Universității Bornescu a început scandalul și l-a bătut pe Cadu. Acesta a spus că va ajunge și la TAS, pentru că îi se părea normal ca CFR-ul să câștige cu 3-0. Vă așteptați la decizia de astăzi? A fost strânsă, 3-2, au fost doi judecători corecți care au dat să câștigă cu 0-3 și trei care l-au strâns uniți în jurul cuiva și au dat la fel cei doi asociați din firmă. Am spus toată povestea și vreau să repet. E trist ce se întâmplă în fotbal, dar toate astea nu țin loc de echipă și de valoare. Noi CFR-ul am mers totdeauna pe lot, pe jucător, pe echipă, pe antrenor și nu pe alte chestii. Am putea fi campioni din seara asta pentru că partida cu Cluj o să câștigăm sigur la TAS cu 0-3 și eu mă consider campion din seara asta. Cu toate că scorul era favorabil pentru ceferiști, după reușita din penaltia lui Cadu, partida va începe de la 0-0.